Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale. De data asta un episod foarte special, așa cum v-am zis în episodul trecut. De data asta am de gând să deschid cele 3 super oferte pe care le avem pe shop, special pentru Crăciun. Avem 2 super magical chest-uri și un magical chest, așa că am de gând să le deschid pe toate și sper să-mi dea 2 legendare măcar. Poate o să am noroc și o să-mi dea 3, deși 2 deja ar fi mai mult decât suficient. Așa că hai să începem să le deschidem. Fraților, nu uitați să apăsați un like pentru că bag 175 de lei în episodul ăsta. Bine, nu trebuie să dați like pentru asta, trebuie să dați like doar dacă vreți. Adică să nu vă simțiți obligați să faceți ceva ce nu trebuie să faceți dacă nu vreți. Oricum, hai să începem cu Magical Chest-ul. Gold Barbarians Tesla Knight, bă, îmi place mult Knight. Fire Spirits Zapis, bă, nu știu dacă ar trebui să fac level up la Zapis. Am jucat puțin cu cartea asta și sincer să fiu, nu prea mi-a plăcut, adică e destul de slow. E bună uneori, dar de cele mai multe ori se întâmplă să nu fie bună și am impresia că e 3 elixir sau 4 elixir, ceva de genul ăsta, ceea ce e destul de mult. Dacă era 2 elixir, era o carte super, super mișto. Sau 3 elixir, parcă e 4. Așa mi se pare. Avem Fireball, putem să facem Fireball-ul la level 8. Și avem Bowler-ul. Bă, avem o grămadă de cărți super decente. O să fac în următorul episod, probabil level 11, pentru că o să avem suficient de mulți bănuți ca să facem chestia asta. Hai să deschidem a doua ofertă de 50 de lei, care o să ne dea 20.000 de bănuți de gold, adică... Ăștia-s gold, nu? Da, ăștia-s gold. Nu voiam să fac o mare greșeală, cum am mai făcut de multe ori. Avem gold. Ice Spirit. Bă, îmi place mult de tot ce ai spiritul. Chiar vreau să fac la level 11. Skeleton Barrel, o carte pe care n-am făcut-o niciodată level up, pentru că n-am jucat niciodată cu ea decât în challenge-uri. E o carte mișto, dar nu prea e pe gustul meu, sincer să fiu. 416 Knight. Mamă, vreau să fac Knight-ul la level 12 dacă se poate, adică e una dintre cărțile mele preferate. Battle Ram. Ok, nu prea aveam nevoie de aia, e bine. Și avem legendară înainte de ultima carte. Sper să-mi dea ceva bun. Nu-mi da Lava Hound din nou cum am luat în episodul trecut. Te rog, nu Lava Hound. E posibil să-mi dea, nu știu, am atâta ghinion. Ok, Nightwitch. Bă, îmi place mult de tot Nightwitch-ul, dar mai am ceva până-l fac level 3. Da, ok, mai bine decât să cadă altceva mai rău. Și Bowler, putem să facem Bowler-ul la level 6 dacă vrem, însă nu știu dacă o să-l fac pentru că nu e tocmai cartea mea preferată, deși știu că e o carte super, super bună. Iar acum am de gând să deschid Super Magical Chest-ul, care costă 100 de lei, 7128 gold din nou, bă, mult gold, nu știu, înainte să dea atât de mult gold chest-ul ăsta, sincer, nu mai rețin. 131 Ice Spirit, Bats, o carte genială, deci Bats-ii, după părerea mea, sunt cele mai bune chestii din joc. Adică doar 2 elixir, frate, și uneori ăia 2 elixir fac o grămadă. Pot aproape să fac level 11 Royal Giant-ul, deși n-am jucat, cred că, niciodată cu el, dar l-am crescut în caz că vreau să fiu și eu cancer uneori. Furnalul, 49 de furnale, nu-mi prea place mie, dar am văzut că e o carte bună. Fireball și din nou apare, ne dă legendară înainte de ultima carte. Mă mir că se întâmplă chestia asta, în ultimul timp nu prea s-a întâmplat. Hai să vedem ce o să se întâmple aici și ce legendară. Oh, prințesa! Pot să fac prințesa la level 2. Mersi, doamne, am avut prințesa odată pe shop și am zis că nu o cumpăr, pentru că eram sigur că o să mi-o mai dea măcar odată. Și acum putem în sfârșit să facem prințesa la level 2. Iar aici avem Baby Dragon-ul pe care putem curând să-l facem level 6. Deci nu mai avem mult și o să facem majoritatea epicelor la level 6, ceea ce e super, super bine. Deci dacă le-ai de level 6, poți să joci cu ele oricând. Am intrat de pe PC acum ca să mă joc puțin, pentru că nu pot să mă joc de pe Air Server. Nu știu de ce, dar programul ăla de fiecare dată îmi închide full screen-ul, frate. Și e mega, mega stresant. Am filmat mai devreme un match pe care l-am pierdut aici și la final am realizat că a fost filmat totul pe jumătate de ecran. Restul a fost negru. Ceea ce e destul de frustrant, dar o să mai jucăm un match, așa că nu e niciun fel de problemă. Să sperăm că reușim pe ăsta să-l câștigăm, deși mă enervează rău de tot, frate, că avem de fiecare dată aceleași cărți și e foarte, foarte greu să câștigi cu aceleași cărți. Uită-te și tu, na, ce pot să-i fac? Îi pun și eu un balon. Mai mult de atât, chiar n-am ce să-i fac. Și sper că nici el n-are ce să facă. Pentru că dacă el are ce să facă, e destul de nașpa, bă, e... Oh my god, băi, mai trimis și eu unul.
Baftă, frate. O să pun aici un poison ca să le scadă ceva viață. Oricum o să-mi ia turnul, dar și eu i-am luat turnul. Uită-te și tu, deci ce-s deck-urile astea, frate? Ai Golem, ai P.E.K.K.A. și ai Mega Knight în același deck. Nu știu, mi se pare incredibil, adică nici nu știi ce ai putea să folosești. Deck-ul ăsta probabil costă un 6 sau 5 și ceva. Deci nu e tocmai mișto, se întâmplă chestia asta. O să trimit un Golem pe partea stângă, pentru că nu vreau să-mi iau Trick Crown, pentru că ar fi destul de nașpa să se întâmple asta. Și o să pun și un Mega Knight probabil, sau un Royal Ghost. Nu-mi prea place mie Royal Ghost-ul. Nu e o carte rea, dar nu e nici cea mai tare, așa că o să vedem ce o să facem. Bă, pleacă-mă de aici. Ok, e bine că Mega Knight-ul ăla sare pe toți scheleții. Avem și scheleții noștri acolo care o să se ocupe de toată treaba. Bă, o să încerc să-i dau Trick Crown tipului ăsta, adică n-am altfel șanse, așa că o să încerc să fac chestia asta. Eventual, dacă o să avem un balon, cred că o să fie mai mult decât util. Mamă, și scheleții mei au ajuns până la golemul ăsta. Nu înțeleg cum s-a întâmplat aia, sincer. Da, uitați-vă și voi ce ciudat e meciul ăsta. Avem balon și eu am balon și el are balon, dar niciunul dintre noi n-are counter pentru balon, decât poison-ul ăla, care chiar nu e un counter bun. Și chiar nu vă recomand să folosiți poison-ul ca counter pentru balon. Oricum, e bine că am câștigat meciul ăsta, a fost destul de easy, trebuie să recunosc. Hai să deschidem crown chest-ul acum. Te rog. Bă, nu mi-o dat niciodată legendară din crown chest, frate. Și am deschis la viața mea o grămadă de crown chest-uri. Mai avem unul aparent. O să mai jucăm un match, probabil un match și atât. Poate o să încerc eu off-camera să ajung la 8-9 win-uri și după aia să încerc să ajung la 12 pentru un episod, dar e cam greu, adică nu e atât de ușor să faci atâtea win-uri, cel puțin pentru mine care nu sunt un jucător pro de Clash Royale. Deci, na, nu știu ce să zic, o să vedem ce o să reușim să facem. O să pun niște minions și o să pun un Royal Ghost aici. Bate-te, Royal Ghost-ule, cu toți. Mamă, mi-o dat ceva damage. Și nu-mi prea place, sincer să fiu, pentru că acum nu mai prea am ce să fac eu. Dar dacă ajunge acolo... Mamă, zi-mi, te rog. Nice. Păi eu ajuns la acolo, frate. Ce mă mai interesează pe mine acum? Chiar nu mă mai interesează. O să moară și wizardul lui, deci... Mamă, prințesa mea se ține bine, văd. O-ți trimit aici un baby dragon, pentru că probabil o să le enerveze mult de tot. Și un electro ca să nu las să ne ia turnul ăla. Adică ar fi destul de păcat să pierdem un turn așa dintr-o prostie. O spun aici o bandită care o să se ocupe foarte repede de prințesa aia. Nice, și acum probabil o să ia turnul. Nu știu dacă o să reușească. Vezi, nu știu, e foarte ciudat challenge-ul ăsta. Probabil e cel mai ciudat challenge la care am participat eu până acum, pentru că e atât de ușor să pierzi și atât de ușor să câștigi în același timp. Nu știu, chiar e ciudat. Ok, minionii mei se duc, nu prea îi mai interesează de nimic în momentul ăsta. O să pun aici o prințesă, sperând că o să dea măcar un hit. Bă, cred că o să dea, nu? O să mai dea un. Ok, nu o să mai dea unul. Aparent, această ființă nu prea a permis așa ceva. O să pun un giant skeleton, ca să nu-mi dea damage porcăria aia. Și o să încerc probabil să mă apăr, deși nu cred că e cea mai bună idee să te aperi aici, având în vedere că e foarte posibil să-ți iei 3 crown oricând. Uite-te și tu la baby dragon ăla, frate. Deci chiar mă enervează mult de tot. Și dacă vă întrebați ce-i ceasul ăsta meu, e un ceas pe care l-am cumpărat din China, de pe un site din China. Și chiar m-a uimit, pentru că e un ceas destul de decent. Și am vrut să încerc și o chestie din China. Deci să nu zică, nu știu, parcă vă o să zică cineva: Max, te lauzi că ai ceasul ăla, îl arăți în continuu. De fapt, așa am țin eu mâna, știi, nu fac cu intenție sau ceva de genul. Adică cine se laudă cu un ceas? Nu știu, dacă se laudă cineva cu un ceas, e nașpa. Sau dacă se laudă cineva în general, e cam nașpa. Nu prea îmi place să... Nu prea îmi plac persoanele care se laudă mult, deci... E ok. Oricum, hai că am reușit să câștigăm astea două meciuri. Primul l-am pierdut, deci primul meci o să vă arăt acum aici la istoric, pe care n-am reușit să-l filmez ca lumea. Uitați-vă ce cărți am avut. Lumberjack, Elite Barbarians, Poison-ul, cartea asta nouă, Royal Ghost... Uitasem cum se numește, Dark Prince-ul, Guards și Elite Barbarians. Niște cărți, frate, nu aveai cu ce să-i dai damage. Deci chiar n-am avut cu ce să-i dau damage.
Și chiar n-am reușit să fac nimic. De fiecare dată când îi făceam un rush, punea ori Dark Prince-ul, ori Elite Barbarians, ori altceva, deci a fost destul de nașpa. Oricum, e bine că am reușit să facem chestiile astea. Dacă vreți, în următorul episod să deschidem toate chesturile de pe shop, adică astea 3 chesturi, și să facem poate și level 11 în același episod. Poate o să fie 2 episoade, nu știu sigur, să vedem, dar oricum, dacă vreți chestia asta, puteți să-mi spuneți și o să facem. Oricum, fraților, cam atât. Eu am fost Max și noi ne vedem data viitoare.